Președintele executiv al Partidului Social-Democrat nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa liberalilor care nu vor să renunțe la funcțiile pe care le au în teritoriu. Dacă au spus că nu își retrag, asta arată ce caracter au și câtă onorabilitate au acești oameni care vor să fie și la putere, dar vor să la televizor să spună că sunt în opoziție. O să vedem care sunt funcțiile politice, sigur că o să fie schimbați, iar funcțiile obținute prin concurs, dacă sunt funcționari publici, nu îi scoate nimeni de acolo, numai dacă, Doamne ferește, nu au probleme în desfășurarea activității. Eu vorbeam aici de onorabilitate și de sinceritatea discursului pe care l-au cei de la PNL, care acum au refăcut alianța cu cei împotriva cărora au ținut foarte mult temnic când erau împreună cu noi, cu cei care au tăiat pensiile, care au tăiat salariile, cu Boc, cu Macovei, probabil că o să unească și cu Udrea.